Salut! Sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergeți la școală. Cât va ține, probabil, încă niște săptămâni bune de aici înainte. Este foarte important să știți că în această perioadă, televiziunea română, televiziunea publică, vă pune la dispoziție un proiect unic, numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitați, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală. Dacă lucrurile acestea vi se păreau o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit Teleșcoală și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag-urile sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. Avem exerciții cu trapezul și nu e circ. Avem antrenament cu paralele și nu e gimnastică. Avem necunoscute despre piramide și nu e istorie. Avem multe grade și încă nu e vară. E geometrie. Antrenament pentru examenul de evaluare națională. Subiectul al treilea. Succes! Bună dimineața! Sunt Monica Petrescu, profesor de matematică. Astăzi vom rezolva împreună subiectul al treilea, al testului 4, test de antrenament. Subiectul al treilea conține două probleme. O problemă de geometrie plană și o problemă de geometrie în spațiu. Să vedem textul problemei de geometrie plană. În figura 2 sunt reprezentate un pătrat ABCD, aveți figura alăturat, și un triunghi dreptunghi isoscel AEB cu măsura unghiului AEB de 90 de grade. Și AE este egal cu 4 radical din 2. Punctul F este simetricul punctului C față de punctul D. Am să fac aici o precizare. Din start, pentru că e bine, înainte de rezolvarea unei probleme de geometrie, să ne lămurim exact datele. Dacă punctul F este simetricul punctului C față de punctul D, înseamnă că segmentul DC este egal cu segmentul DF, F fiind pe prelungirea dreptei CD dincolo de D. Trebuie să arătăm că segmentul AB are 8 cm, acesta era prima cerință a problemei. Sigur că ne îndreptăm către triunghiul AEB. Triunghi dreptunghi isoscel, cum ne spune problema, cu unghiul E de 90 de grade. Știm că AE este 4 radical din 2, fiind isoscel și segmentul EB este 4 radical din 2 și fiind într-un triunghi dreptunghi, evident putem aplica teorema lui Pitagora.
care ne spune că pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. AB pătrat egal cu AE pătrat plus BE pătrat. Înlocuim cu lungimile acestor segmente, AE cu 4 radical din 2, BE la fel cu 4 radical din 2, și obținem, făcând calculele respective, AB pătrat este 64, deci AB este 8. Pentru că 64 este pătratul lui 8. Mai aveam o variantă de a rezolva această chestiune și de a afla că AB este 8. Dacă vreți o variantă pe shortcut, așa. Știm că ipotenuza unui triunghi dreptunghic isoscel este egală cu cateta radical din 2. Și atunci puteam direct să rezolvăm înlocuind în această formulă cateta cu 4 radical din 2, o radical din 2 face 8. Punctul B. Demonstrați că punctele EA și F sunt coliniare. Deci punctele E, A și F, da? E, A și F. În general, coliniaritatea este o problemă care sperie un pic. Dar trebuie să ne liniștim și să ne gândim ce date avem la dispoziție. În primul rând, avem atâtea segmente cunoscute și atâtea unghiuri cunoscute. Haideți să ne îndreptăm un pic la figură și să vedem. Triunghiul acesta este dreptunghic isoscel, știm că e 4 radical din 2, EB e 4 radical din 2. Unghiurile ascuțite, nu? Ale unui triunghi dreptunghic isoscel sunt 45 de grade, fiecare au această valoare. De asemenea, la începutul problemei am spus că segmentul FD este egal cu segmentul DC, nu e așa? Pentru că F este simetricul punctului C față de D. Deci FD are aceeași lungime cu DC. DC este latură a pătratului și toate laturile pătratului sunt 8, precum am constatat la punctul A. AB 8, deci toate laturile pătratului sunt 8. Așadar și FD este 8. Acest triunghi ADF e și el tot dreptunghic isoscel. Da? Pătratul are un unghi de 90 de grade, suplementul 90 de grade. E un triunghi dreptunghic isoscel, ca atare și unghiurile ascuțite ale acestuia au tot 45 de grade. Așadar, după ce ne-am lămurit foarte bine cu datele pe care le avem și le-am pus pe figură, că ele să ne sugereze anumite relații, scriem relațiile din care va rezulta coliniaritatea. Ne uităm la triunghiul AEB, dreptunghic isoscel. Măsura unghiului EAB are 45 de grade. Ne uităm la triunghiul FDA, triunghi dreptunghic isoscel. Măsura unghiului DAF are tot 45 de grade. ABCD e pătrat. Măsura unghiului BAD are 90 de grade. Cumulând aceste trei informații, constatăm că suma acestor trei unghiuri este de 180 de grade, așa cum am scris aici. Măsura unghiului EAF este suma măsurilor acelor trei unghiuri, și anume 180 de grade, 45 cu 45 cu 90. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unghiul acela EAF este un unghi alungit, ceea ce înseamnă că se formează o dreaptă, dreapta EF, deci punctele E, A și F sunt coliniare. Problema mai are un punct, punctul C, care ne spune următorul lucru. În primul rând face o notație, notează cu P intersecția a două segmente, AO și ED. Ni se cere să arătăm că punctul P este mijlocul segmentului DE. Facem întâi o notație și notăm cu O, e o notație consacrată. Notăm cu O intersecția dintre diagonalele pătratului. Încercăm să cumulăm toate informațiile pe care le avem. Dar înainte de asta ne gândim, cum arăt de obicei că un punct e mijloc? Mă uit la figură și sezizez cumva
că acolo s-a format o figură cunoscută nouă din plan. Pare a fi un paralelogram, nu? Sigur că trebuie să demonstrăm asta. Nu-i suficient să vedem că este un paralelogram. Și știm, ne aducem aminte, că acest paralelogram are o proprietate foarte importantă. Diagonalele lui se înjumătățesc. Asta ar fi o idee. Să demonstrăm că A, E, O, D, acest patru later pe care îl observați în figură, este un paralelogram. Să vedem ce informații avem la dispoziție. Avem mai multe posibilități să arătăm că o figură plană este paralelogram, dar asta depinde de datele fiecarei probleme. Am pătratul ABCD, da, BD este diagonală și BD e 8 radical din 2. Asta înseamnă, cum știm că se înjumătățesc diagonalele, într-un pătrat, DO este jumătate din 8 radical din 2, adică 4 radical din 2. Știam de la bun început că A e 4 radical din 2. Și atunci, ce constatăm? Că aceste două laturi opuse în această figură, în acest 4 later, au aceeași dimensiune. 4 radical din 2, AE este egal cu DO. Dacă am demonstrat că aceste două segmente sunt și paralele, atunci problema s-ar rezolva. Și într-adevăr, ne uităm un pic și studiem un pic unghiurile. Observăm că AE și DO sunt drepte, nu? Sunt tăiate de AO, secantă, și formează două unghiuri de 90 de grade. Două unghiuri alterne interne. Unghiul acesta e 90 de grade pentru că e suma dintre 45 și 45. 45 de grade unghiul de la ascuțit al triunghiului dreptunghic isoscel și 45 de grade unghiul dintre diagonală și latură într-un pătrat. Deci împreună 90 de grade. Dar și acest unghi este de 90 de grade pentru că diagonalele în pătrat sunt perpendiculare. Și atunci, constatăm că dacă două drepte, știm asta, nu? Din paralelism, dacă două drepte tăiate de o secantă formează două unghiuri alterne, interne, congruente, ele sunt paralele. Am obținut a doua relație de care aveam nevoie. Prima relație este faptul că AE este egal cu DO și a doua relație este faptul că AE este și paralel cu DO. Din cele două și din teorema pe care o cunoaștem din geometria plană, rezultă că acest patru later este un paralelogram. AE-OD. AE-OD este paralelogram. Da? Atunci, diagonalele lui, care sunt DE și AO, se înjumătățesc. Asta înseamnă că punctul P este la mijlocul fiecăreia dintre ele. Pe noi ne interesa că P este la mijlocul lui DE, deci că PE egal cu PD și am rezolvat și acest punct al problemei. Trecem la problema de geometrie în spațiu. Știți, mulți dintre voi, că de fapt rezolvarea problemelor de geometrie în spațiu ne solicită rezolvarea foarte multor probleme de geometrie plană în figuri plane integrate în corpurile respective. Dar să citim problema. În figura 3 este reprezentat un paralelipiped dreptunghic ABCD, A'B'C'D', cu. Și ni se dau dimensiunile. AB este 20, AD este 10, deci cum ar fi lungimea e 20, lățimea este 10 și A'înălțimea este 10. E bine să observăm ce ne spun și numerele. Dacă ne uităm, constatăm că, de fapt, acest palpiped dreptunghic este format din două cuburi alăturate, lipite. E bine să reținem acest lucru la un moment dat, la sfârșitul rezolvării punctelor ce ni se cer în această problemă, asta ne va ajuta. Punctul amic. Trebuie să arătăm că volumul paralelipipedului dreptunghic este egal cu 2000 cm cub. Sigur că știm, și nu din clasa 8-a, din clasele mai mici, că volumul unui paralelipiped este produsul dimensiunilor sale, adică volumul este lungimea, ori lățimea, ori înălțimea. Făcând acest calcul, obținem 2000 de centimetri cubi. Eu aș mai avea o provocare pentru voi aici și aș spune oare câți litri ar încăpea în acest paralelipiped, dacă ar fi un vas, de exemplu, gol, nu? În care, știu eu, ar putea fi un mic acvariu. Da?
E o întrebare. E bine să ne punem din când în când întrebări noi înșine, fără să ni le pună alții. Să trecem la următorul punct, însă punctul B al acestei probleme ne cere lungimea segmentului AC'. AC' pentru corpul nostru, pentru acest paralelepiped, reprezintă diagonala lui. Avem o formulă prin care putem calcula lungimea acestei diagonale. Pătratul diagonală este egal cu suma pătratelor dimensiunilor lui. Ca atare, am și scris formula respectivă, da? De pătrat, unde de diagonala, este L mare pătrat plus L mic pătrat plus H mare pătrat. Înlocuim cu lungimile respective pe care problema ni le-a dat, ca date inițiale, și obținem de pătrat e 600, D este radical din 600, D este 10 radical din 6 cm. AC' e 10 radical din 6 cm. Aceasta este lungimea diagonalei. Trecem la punctul C. Ni se cere să demonstrăm că unghiul dintre planele AMQ și ANP are măsura de 45 de grade. E un unghi diedru, așa se numește unghiul dintre două plane. Pentru acest lucru trebuie să găsim unghiul plan corespunzător unghiului diedru. Să-l măsurăm pe acesta și măsura lui va fi măsura unghiului diedru. Avem o procedură, avem un algoritm, avem niște pași pe care îi urmăm totdeauna când avem de calculat un unghi plan corespunzător unghiului diedru. În primul rând, găsim dreapta de intersecție a celor două plane. Se constată că aici parcă n-aș vedea dreapta de intersecție. Și atunci eu am să vă dau o idee care poate să pară o licență, nu una poetică, una matematică, și am să spun că trebuie să extindem un plan. Planul este dat prin trei puncte necoliniare, cum bine știm, da? A, M, Q. Însă nu e recomandabil să desenăm triunghiul AMQ, ci să găsim un plan egal cu acesta, mai mare, care să ne conducă la acea dreaptă de intersecție pe care noi o căutăm. Și dacă în loc de AMQ o să scriem AMQA', care este același plan, de fapt, dar este o figură reprezentativă pentru corpul nostru, atunci ne va fi mai ușor să găsim această dreaptă de intersecție. Planul AMQ l-am scris ca planul ABB'A'. Evident, este același cu AMQA' sau cu ABB'A', cu fața din față a paralelepipedului. Planul ANP. ANP. Iarăși, planul ANP îl extindem la o figură care să fie integral cuprinsă în corpul nostru, ANP'A'. Acesta este planul. Și acum sezizăm foarte bine dreapta de intersecție a celor două plane. Planul AMQ, care e AMQ'A', intersectat cu planul ANP, care e planul ANP'A', se intersectează după dreapta A'. Sigur că aici la început văzusem noi că este un punct comun, dar știm bine dintr-o axiomă a geometriei euclidiene că două plane care au un punct în comun mai au încă unul, deci au o dreaptă. Am găsit dreapta. De acum lucrurile încep să fie mai simple. Intersecția, deci, este dreapta A'. Căutăm două drepte perpendiculare pe această dreaptă de intersecție în același punct, câte una în fiecare plan. Și constatăm că BA este inclusă în AB, B'A' și e perpendiculară pe A'. Fața din față este un dreptunghi, nu? NA este inclusă în ANP'P'A'. Aici era o greșeală. Și NA este perpendiculară pe A'. Pentru că A', nu-i așa, e perpendiculară pe planul ABCD, deci pe orice dreaptă din plan, și pe AB, și pe AN, și așa mai departe.
am găsit cele două perpendiculare. Fiecare perpendiculară pe A' în același punct a acestei drepte de intersecție. Și atunci unghiul diedru, măsura acestui, este egală cu măsura unghiului dintre BA și NA, care e tot una cu măsura unghiului dintre MA și NA. Aici intervine informația pe care v-am dat-o la început. Păi cine este unghiul dintre MA și NA? Păi AMND am constatat, nu-i așa? Că este un pătrat. E un pătrat, nu-i așa? AMND. Asta era unghiul. Și atunci știm care e 45 de grade. Deci măsura unghiului plan, corespunzător diedrului, are 45 de grade. Tema are două probleme. O problemă de geometrie plană și o problemă de geometrie în spațiu. Problema de geometrie plană. Terenul unei ferme are formă de trapez dreptunghic, ABCD, în care AB e paralel cu CD și AD perpendicular pe CD. Știm dimensiunile, unele cunoscute. Iată, AB e 5 decametri. Unele necunoscute, CD, X decametri. AD e X plus 5 decametri, deci o problemă literală, dacă vreți. Area terenului o cunoaștem și sunt trei puncte pe care ni se solicită să le rezolvăm, să determinăm pe X, să stabilim prin calcul dacă diagonalele trapezului sunt perpendiculare și să calculăm distanța de la vârful D la dreapta BC. Problema a doua, în piramida triunghiulară regulată cu înălțimea VO, se cunosc AB 16 radical din 3 cm și apotema piramidei. Știm ce înseamnă apotema, înălțimea unei fețe laterale. Calculăm înălțimea, ăsta e primul punct, să determinăm distanța de la un vârf al bazei la fața laterală opusă. Asta e un punct interesant și poate fi rezolvat în mai multe moduri, e o provocare pentru voi. Și punctul C, să determinăm distanța VP, unde P este punctul situat pe dreapta VO, egal depărtat de toate vârfurile piramidei. Asta e tema pentru voi, eu vă recomand să o rezolvați și să trimiteți rezolvările profesorilor voștri, pentru că nu-i așa, este un timp acum în care stăm acasă. Trebuie să folosim acest timp, să nu-l irosim, să-l folosim pentru a ne fixa toate cunoștințele și să-l rostuim cum trebuie. Să ne adaptăm la această situație, pentru că, până la urmă, adaptarea e o formulă a inteligenței. Toate cele bune, copii, să ne revedem cu bine, la revedere! Urmăriți emisiunea Teleșcoală! Ne-am antrenat împreună și în această dimineață. Sper că vă sunt folositoare lecțiile de teleșcoală. Iar dacă n-ați reușit să vă notați tot sau vreți să mai faceți testele încă o dată, găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii suportul de curs și temele propuse. Ne revedem mâine dimineață, dar lecțiile de teleșcoală continuă și după amiază, pentru elevii de liceu. Zi frumoasă, prieteni!